Subiectul de astăzi este reprezentat de hipoglicemie. Știm că este o stare de slăbiciune a organismului apărută ca urmare a scăderii concentrației de glucoză din sânge. Mai multe informații despre această afecțiune ne oferă acum doamna dr. Larisa Văculișteanu-Bulboacă, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Spuneți-ne pentru început, ce este hipoglicemia? Hipoglicemia reprezintă un sindrom clinic definit prin scăderea valorilor glicemice sub limita inferioară a normalului, care este de 70 mg pe decilitru și care este însoțită de anumite semne și simptome, cu remisiunea acestora după administrare de glucoză. Ea este mai frecvent întâlnită la pacienții cu diabet zaharat tip 1, dar și la cei cu diabet zaharat tip 2, tratați cu insulină sau sulfonilureice. Cât de important este să cunoaștem această afecțiune? Este foarte important, deoarece de aplicarea tratamentului imediat și corect depinde evoluția pacientului. Și pentru a înțelege mai bine, este necesară o clasificare a hipoglicemiei, care ar trebui făcută în primul rând în funcție de criteriul severității. Hipoglicemia poate fi de gradul 1 sau ușoară, cu valoare glicemiei sub 70 de mg pe decilitru, în care sunt prezente simptome ce pot fi corectate de către pacient, de gradul 2 sau moderată, cu o glicemie sub 54 mg pe decilitru, în care apar simptome neuroglicopenice și este necesară o acțiune imediată pentru corectarea ei, de gradul 3 sau severă, care este definită printr-un episod sever caracterizat prin stare mentală și sau fizică alterată și care necesită intervenția unei alte persoane pentru corectarea ei prin administrarea de glucoză sau glucagon. Din cauza neuroglicopeniei semnificative, pot apărea convulsii sau comă. Cum putem recunoaște o hipoglicemie? Există o serie de semne și simptome autonome care anunță în majoritatea cazurilor hipoglicemia și anume tremurătura ale extremităților, palpitații, transpirații reci, anxietate, senzație de foame, greață, parestezii, amețeli, paloale, tahicardie. Urmează apoi semne și simptome neuroglicopenice care constau în amețeli, fatigabilitate, cefalee, confuzie, somnolență, tulburări de vedere, tulburări de comportament, disfuncție cognitivă sau chiar convulsii și comă. Pot apărea semne și simptome neurologice, tulburări de vorbire, atacuri ischemice tranzitorii și manifestări neuropsihice. Manifestările clinice neuroglicopenice pot mima numeroase afecțiuni neurologice, cum ar fi epilepsie sau AVC, accident vascular cerebral, psihiatrice, endocrine, cardiovasculare, sincopă, hipotensiune arterială, tulburări de ritm, dar și afecțiuni determinate de intoxicația cu alcool sau monoxid de carbon. Diagnosticul diferențiar se face pe baza contextului clinic de instalare și a valorilor glicemice. Există o mare variabilitate a simptomatologiei de la o persoană la alta și chiar la aceeași persoană de la un episod la altul. Care sunt factorii care declanșează hipoglicemia și când se întâlnește ea? Hipoglicemia are ca factor declanșator excesul de insulină sau antidiabetice orale care pot da hipoglicemii prin erori de administrare sau în cazul prezenței bolii renale cronice. În situații în care necesarul de insulină scade și nu se anticipează bine momentul, cum ar fi perioada de recuperare după infecții, după reducerea bruscă de corticosteroizi, în perioada imediat postpartum, după scădere ponderală importantă sau după reducerea gluco- și lipotoxicității la cazurile recent diagnosticate cu diabet. În cazul aportului inadecvat de glucide, cum ar fi omiterea unei mese, interval prea mare de timp între doza de insulină cu durată scurtă de acțiune și masă, sau chiar și vărsături, injectarea accidentală a insulinei într-un vas de sânge, expunerea la temperaturi crescute imediat după injectare, ce determină creșterea vitezei de absorbție a insulinei, efort fizic după administrarea insulinei într-o zonă implicată în desfășurarea efortului, ingeste de alcool. Ingesta acută de alcool poate determina hipoglicemie prin scăderea aprecierii simptomelor, dar și a răspunsului hormonal contraregulator. Hipoglicemia se poate întâlni la persoanele cu capacitate scăzută de raportare a simptomelor, copii și persoane în vârstă mai ales. Care este tratamentul potrivit pentru hipoglicemie? Dacă pacientul este conștient, trebuie să ingere 15-20 de grame de glucide provenite din zahăr, miere sau bomboane, ciocolată nu, deoarece conține și lipide care întârzie absorpția glucozei. După 15 minute de la ingestie se verifică glicemia, dacă nu s-a corectat, se reia ingestia de glucide, iar după corectarea glicemiei se va consuma o gustare cu glucide rapide și lente pentru prevenirea reapariției hipoglicemiei. În cazul hipoglicemiilor severe, dacă pacientul și-a pierdut cunoștința sau prezintă contractura maxilarelor, tratamentul se face cu glucoză intravenos.
O altă modalitate de tratament în hipoglicemiile severe este utilizarea glucagonului. Trebuie de știut faptul că acesta nu este eficient la consumatorii cronici de etanol sau în hipoglicemiile induse de sulfonilureice. Care este prognosticul acestor pacienți? Depinde de severitatea hipoglicemiei și de rapiditatea administrării tratamentului. Dacă tratamentul este aplicat corect și la timp, manifestările clinice pot fi complet reversibile. Dacă se întârzie, pot apărea leziuni irreversibile la nivelul sistemului nervos central și cardiovascular, ce pot duce chiar până la moarte. Pacienții pot rămâne cu sechele neuropsihice post-hipoglicemie, modificări ale personalității, tulburări de memorie sau demență. De asemenea, hipoglicemia severă, necorectată corespunzător, poate precipita apariția infarctului de miocard, aritmiilor cardiace și accidentelor vasculare cerebrale. Cum se previne această afecțiune? Prin individualizarea obiectivelor glicemice, educația pacientului, monitorizare glicemică, gestionarea efortului fizic prin anticiparea lui și ajustarea dozelor de insulină și sulfonilureice, intervenție dietetică atunci când e nevoie, de exemplu gustare înainte de culcare pentru a preveni hipoglicemia nocturnă, la pacienții cu hipoglicemii asimptomatice sau cu hipoglicemii severe, trebuie crescute țintele glicemice pentru o perioadă de câteva săptămâni pentru a ameliora percepția hipoglicemiilor. Vă rugăm un sfat final pentru ascultători. Pacienții, în special cei care sunt tratați cu insulină sau sulfonilureice, trebuie să realizeze cât de importantă este automonitorizarea glicemică, să știe cum să prevină o hipoglicemie, să o recunoască și să o trateze. Aceste informații le sunt oferite de medicul diabetolog curant și oricând apar nelămuriri să nu ezite în a cere ajutor. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații foarte importante pentru sănătatea noastră a tuturor. Stimați ascultători, a fost astăzi alături de noi doamna dr. Larisa Văculișteanu-Bulboacă, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Vă reamintesc, pentru consultații puteți suna la unul din numerele de telefon 0232 241 271 sau 0730 230 030 sau puteți merge direct la Spitalul Providența din șoseaua Nicolina numărul 115 Cuc, în județul Iași.